Cu cât mâncarea e mai frumoasă, cu atât e mai gustoasă. Ești de acord? Care dintre eroii noștri se va descurca mai rapid cu decorațiunile, aflăm chiar acum. Pornim! Cindy, ești pregătită? Wow. Doar privește ce gustări ne așteaptă! De-abia aștept să mușc o bucățică! Așa e, dar trebuie să rezistăm! Tu începi, Cindy! Numai decât aflăm ce vom adăuga pe pizza! Skittles! Ăsta da noroc! Wow, Betty! Uite câte bombonele! E o adevărată ploaie de Skittles! Pizza mea e acum multicoloră! Dăm să gust, Cindy! Nu te zgârci! Ocupă-te de pizza ta, Betty! Okay. În fine! Wow! Cu atât mai mult că am primit chipsuri delicioase Cheetos! Le ador! Uite, Cindy! Ploaia mea de Cheetos nu e cu nimic mai prejos decât ploaia ta de Skittles! Delicios! Voi gusta unul? Vai! Ce iute e! Să fie oare? Oh, nu! Sunt cele mai iuți chipsuri Cheetos din câte există! Ce coșmar! Biata Betty, dar oricum trebuie să-ți mănânci pizza. Fie, voi gusta o felie. Desigur, nu-mi doresc asta deloc. Ce mai? Până acum rezist. Poate nu se va întâmpla nimic. Oh, nu! Ba, se întâmplă! Fumul din ureche e deja un semn rău. Cindy, ajută-mă! Am nevoie să beau ceva. Te descurci și singură. Flăcările se extind. Nu mai rezist! Ajutor! Betty, ce-ai făcut cu pizza mea? Uită-te la haosul ăsta! Da, nu a ieșit prea bine. Asta așa e. Deși stai așa, nu miroase rău deloc. Oare ce gust aibă? Gustăm? Wow! Nu e rău deloc! Betty, îți poți imagina? A ieșit delicios! Da, te cred, Cindy! De-aș putea gusta și eu o feliuță! Ba, vezi să nu! Aproape că mi-ai distrus pizza cu fumul tău! Poftă bună mie! Uite și torturile! Sunt minunate! Și așa de apetisante! Dar mai întâi trebuie să le facem și mai apetisante! Apăsăm butonul! Ce-i acolo? Wow! Ăsta da noroc! Ce tare! Ura! Doar priviți ciocolata asta! E una albă aici și una roșie! Și miros atât de bine! Nu, Mary! Ciocolata e pentru decorațiuni, nu pentru mâncat! Fie, așa să fie! Și unde să o pun? Nici nu știu! În fine, mă voi gândi la ceva! Priviți-mi opera de artă! Ce tare, Mary! Cum ai putut face așa ceva? Tortul ăsta e o operă de artă! Sunt convinsă că gustul e la fel de bun precum aspectul! Priviți și invidiați-mă! Dacă gustul e la fel precum aspectul, nu te invidiem! În fine, e rândul meu să apăs butonul! Ce să fie acolo? Vai! E ceapă! De ce primesc mereu ce e mai scârbos? Nici nu vreau să o ating! Mary, nu o vrei tu? Poftim! Kate? În fine, așa să fie. Încerc să fac ceva frumos. Mă îndoiesc că din ceapă scârboasă poate ieși ceva frumos, dar încerc. Firar, acum îmi vine și să plâng de la ea. Nu te supăra, scumpă, totul va fi bine. Vino la mine, sărăcuța. Încetați cu asta, e totul în regulă. Nu am nevoie de îmbrățișările voastre. Iar tortul ăsta îi arăt eu numai decât. Așa. Vai, gustul ăsta! Urăsc ceapa! Biata Betty s-a grăbit! Am mai și murdărit butonul! În fine, să aflăm ce-i acolo! Bezele! Ador bezelele! E un castron întreg aici! Priviți! Felicitări, Kate! Sunt convinsă că voi avea cel mai delicios tort! Îl voi face în formă de castel cu turnuri! Priviți ce idee grozavă am! Numai decât îi voi da viață! Wow! E un castel pentru prințese! Mulțumesc, fetelor! Dar lipsește ceva! Ce vrea să zică? Castelul trebuie să fie atacat de un monstru îngrozitor! Care îl va mânca în totalitate! Uitați acum e minunat! Oh, nu! Mă sperie! Wow, Cindy! Trebuie să decorăm un pepene! Sună foarte apetisant! Sunt complet de acord cu tine! Dar cine începe? Ce mai întrebare? Desigur că eu! Ba nu! Eu! Trebuie să fac ceva! Betty, uite! Vai, ce-i acolo? Nu văd nimic! Uită-te mai bine, sigur vei găsi! Ah, cum așa? Sardine mirositoare! De ce plângi? Ups, acum știu de ce! Sardinele sunt clar un motiv de neliniște! De ce primesc eu mereu ce mai scrupos și oribil? Cine s-a gândit să mănânce sardine? Nu sunt comestibile! Oribil! Să adăugăm puțină prospețime! Acum e în regulă! Haide, Cindy, scapă-ne de izvorul ăsta de duhoare! Ok! Betty, uite, seamănă asta a decorațiune! Hey, you! Nu, dar trebuie să le răstorni și să le mănânci pe toate! Poftă bună! Ba, chiar te voi ajuta cu asta! Uite așa! În fine, nu voi păți nimic de la o bucățică! Să gustăm! Urați-mi noroc! De fapt, e oribil! Nu! Refuz să mănânc asta! La o parte cu ea! Ce mai? Atunci e rândul meu! Rotim și pică o farfurie cu fructe! Am mai mult noroc decât tine, Cindy! Și de ce mi-amintești de asta? Ce apetisant miroase! Foarte delicios! Și am o idee cum să le feliez mai rapid! Să le tai pur și simplu sau să le pun întregi nu e frumos! Lecțiile de luptă nu au fost degeaba! Uite ce pot face, Cindy! Privește și învață! Ia! Minunat! Wow, ce grozavă ți iese! Nici nu am clipit! Și tu deja ai feliat tot! Exact! Iar acum e partea cea mai plăcută! Trebuie să le mănânc! Dar ceva lipsește! Frișca! Adăugăm puțin? Minunat! Hei, Betty! Pot să gust! Eu aș fi împărțit cu tine! Nu am nevoie de sardinele tale, Cindy! Mănâncă-le singură! Iar eu mă voi bucura de pepenele meu minunat! Deci așa! Ține asta, zgârcioago! Poftim! Iar eu iau asta! Fața mea! De ce am frișcă pe ea? Locul ei e în burtică, nu pe față! Cindy, ce-ai făcut? Acum pepenele ăsta e al meu, Betty! Și nu am de gând să împart cu tine! Ține asta! Și nu mă deranja! Plănuie să mănânc pepenele zemos în liniște! Ăsta da tort! Sper să-mi pice ceva delicios și dulce! Haide! Da! Rugăciunea mea a fost ascultată! O grămadă de huba-buba! Uite, Betty! Voi decora întregul tort cu ea! Dar mai întâi, s-o gust! Voi mușca o bucățică! Da, e exact ce-mi doream! Oare atât am va ajunge? Dar atâta! Știu! Pot lua o felie de tort și o pot înveli direct în gumă! Delicios! Uite ce bine arată! Și acum îl gustăm! E cel mai bun tort pe care l-am mâncat vreodată! Nu mă prins din urmă, Betty! Nici nu voiam, Kate! Acum am terminat! Timpul să suflu un balon imens! Uite ce mare e! Da, Kate, văd, dar mi se pare că e momentul perfect să-l sparg! Uite așa! Pregătește-te! Vai, Betty, ce-ai făcut? Pic! Ce haios! Acum e rândul meu să apăs butonul! Oare ce va pica de data asta? Vai! E o caracatiță! Ce mai delicatesă! Îngrozitor! Cum să pun asta pe tortul meu delicios? Monstrul ăsta! Pe tort! Ce-ai primit acolo? Wow, delicios! Betty se uită la mine! Da, Kate, știu, și la mine se uită! E așa de scârboasă la atingere și la aspect! Doar privește ce tentacule! Iac, scârboșenie! Kate, fugi! Glumeam, e inofensivă! Poți ba chiar și dansa cu ea! Betty, ai nebunit? Ce faci? Da, pot să nu privesc la asta? Mi se pare că la Betty nu e totul în regulă. Încetează cu asta! Betty, revino-ți! Dumnezeule! Betty, vino aici! Și lasă caracatița în pace! Pe tort! În fine, mi-a făcut plăcere să dansez cu tine, prieteno! Oh, și adevărul e că trebuie să o pun pe tort! Ai puțină răbdare, bine? Pare că-mi reușește! Trebuie să-i îndrept puțin tentaculele! Bravo, Betty! Sunt mândră de tine! Iar acum trebuie să o guști! Kate, dar nu o pot face! Suntem așa de apropiate! Nu pot mânca prietena! Poți face orice! Începe! Nu! Dar știu! Vom fugi în lume, caracatițo! Încotro! Păi, Betty, nu te voi înțelege! Asta a fost provocarea noastră cu torturi! Ne vedem în curând la Multidu Food!